oameni buni, la o nouă emisiune în această seară. O dezbatere despre ultimul barometru politic și social realizat de Fundația Metro Media Transilvania în perioada 8-11 noiembrie 2001. E un sondaj de opinie efectuat în perioada, așa cum spuneam, 8-11 noiembrie, pe un eșantion de 1018 persoane la nivel național. Populația vizată este populația adultă. Un sondaj foarte interesant, cu foarte multe întrebări. Pentru a discuta și a comenta acest sondaj, am invitat în studioul nostru pe domnii Octavian Palăr și Alin Teodorescu. Domnilor, ați văzut sondajul, ați văzut rezultatele acestui sondaj. Noi am pregătit pentru telespectatorii și câteva tabele, câteva grafice pentru a înțelege și a putea urmări mai ușor rezultatele acestui sondaj. Prima întrebare, cât de mulțumit sunteți în general de felul în care trăiți? O întrebare la care 32% dintre cei chestionați au răspuns că sunt nemulțumiți. Nici mulțumit, nici nemulțumit 28%, adică așa și așa. Mulțumit 22%, puteți să dați graficul? Mulțumit 22%, foarte mulțumit 1%, deci există și foarte mulțumiți și foarte nemulțumit 17%. Domnule Tudorescu, aveți ceva de spus la... Sunt cifre normale. În general, o să vedem dacă trecem prin toate paginile acestui raport. Sunt cifre absolut obișnuite și nimic special. 1% pe care i-ați remarcat sunt de 5 ani tot 1%, deci nu e nimeni... Deci n-a crescut. Nu crește. Domnule Palăr, ce s-a întâmplat a fost că față de octombrie anul trecut, ponderea celor foarte nemulțumiți și nemulțumiți a mai scăzut. Domnule Palăr, la ce categorie sunteți? La cei foarte mulțumiți sau la cei așa și așa? Cred că în a patra categorie. Care ar fi aceea? Aceia care consideră cam suspecte aceste sondaje. Bun asta. Nu, dar asta e... După părerea mea, vorbim serios. Absolut serios. Cred că se impun trei întrebări pentru a aprecia un asemenea sondaj. Prima întrebare este, cui servește? Populației în niciun caz. Poate politicienilor. Cei care văd, vor să vadă cum stau în clasament. Intrați în conflict cu Alin Teodorescu, da, sociolog. Da, mă pregătesc, aici. Să intru. Da. A doua întrebare este credibilitatea lor. Institutul pe care îl conduce domnul Teodorescu este credibil. Cel pe care l-a condus domnul Tâncu și pe care îl conduce probabil din umbră acum, cred că nu e credibil. Din punctul meu de vedere, e neinocent. Și, în sfârșit, a treia întrebare este ce sugestii poate oferi un asemenea sondaj? De bine. Sugestiile pot fi numai de bine. Prima sugestie pe care mi-o inspiră mie este că, într-adevăr, Ortega y Gasset avea dreptate, o țară care încape pe mâna demagogilor nu mai are niciun fel de scăpare. Mie mi se pare că aceste sondaje de opinie reprezintă o variantă, nu toate, cu excepția... De la IMAS? Da. Reprezintă o variantă a demagogiei. De ce? Pentru că ele sunt făcute în genere cu o obsesie electorală. Dar n-ați putea să-l desfințați la sfârșit sondajul? Nu, vreau să încep prin asta. De ce zic asta? Iată un paradox care trebuie, după părerea mea, remarcat. Sociologia este, după opinia mea, un fel de avangardă a istoriei. Sociologia este cea care prospectează terenul și poate anunța, într-un prezent tulbure, cam cum va arăta viitorul. Astăzi am avea nevoie foarte mare de sociologie, foarte mare nevoie de studii sociologice, foarte mare nevoie de sociologi. Aceste sondaje ar trebui să fie, de fapt, niște anchete sociologice, niște investigații sociologice, dar nu făcute așa. Nu făcute, în primul rând, cu întrebări tendențioase, cu țintă fixă, care sugerează, de fapt, un început de răspuns, nu făcute pentru a afla mereu care este poziția
lui Iliescu în ierarhia, să zicem, politicienilor, a lui Năstase, a lui C.V. Tudor și a altora. Sunt întrebări grave pentru subistoria în care ne aflăm noi astăzi. România, cred eu, se află în fața unor perspective foarte neliniștitoare. Chiar guvernul României se află într-o situație un pic tulbure. Vă uitați la cravata mea roz când vorbiți de tulbure? Nu. Mă gândesc la faptul că, de pildă, guvernul Năstase acum este obligat să se lase colonizat de cererile externe care vin, da, și să uite complet de promisiunile sale electorale care erau de stânga, în timp ce politica pe care trebuie să o facă este de mijloc. Dacă nu de dreaptă. Nu chiar de dreaptă. Ce vreau să spun? Mie mi se pare că acest sondaj arată și ceva foarte trist pentru noi. Anume că societatea românească se află într-un blocaj psihologic. Dar asta vreau să o dezvolt mai târziu. Da. Domnul Teodorescu, sunteți sociolog și vă ocupați, printre altele, și cu astfel de sondaje. Numai de asta. Numai de asta, da. Nu, am crezut că mai aveți, că vă mai duceți prin par, vă mai plimbați de asta. Mai era. Încerc să iau, că domnul Paler a început ca întotdeauna incitant și te provoacă. Sper că veți face față discuției, altfel vă fi nevoie să intervenim noi. Mai trebuie să mai învăț ca să fac față discuției cu domnul Paler. Să le are avut trei obiecții majore la început și o frază la sfârșit care, de fapt, deschide discuția. Pentru că cele trei obiecții de la început o închid. Dacă nu crede în sondaje, dacă crede că asta e demagogie, dacă consideră că domnul Dâncu a lucrat la Metromedia Transilvania, a plecat de acolo și acum Metromedia Transilvania își bate joc de meserie, atunci nu mai avem. Asta e gata, închidem discuția și plecăm. Nu o să spuneți asta. Și e păcat, am făcut niște grafice frumoase. Mi-a stricat toată emisiunea, domnul Paler. Primul lucru, expresia e foarte frumoasă. Sociologia trebuie să fie avangarda istoriei, să citească în confuzia de astăzi ceva din viitorul de mâine. Foarte frumos. Foarte frumos. Mi-aș dori și eu foarte mult să citesc în datele care le am în calculator viitorul de mâine, dar dacă vă uitați puțin la ce am profețit în ultimii ani și la ce am scris în ultimii ani, veți vedea că în datele acelea viitorul nu prea se vede. Se vede numai trecutul. Și ce avem aici? Este ceva cu totul special. E unul care face profeții despre trecut, dar nu trebuie să faceți și noastră. Da. Da. E ceva cu totul special. Cifrele, dacă vreți să le arătați publicului, sunt, e destul de important. Începem să le dăm. Cifrele sunt absolut consonante cu ce au și celelalte institute. Deci nu sunt diferențe foarte mari de măsurare, cu excepția câtorva întrebări care sunt noi, surprinzătoare, cu câteva tipuri de răspunsuri pe care vă spun sincer că nu le... Deci nu poate fi măsluit un astfel de sondaj? Poate fi măsluit orice sondaj, dar acest sondaj e confirmat și din surse independente, în indicatorii de bază, și nu e măsluit. Asta e părerea mea. Acum, că... Două aspecte aici. Unul este într-o serie. Deci, ce s-a întâmplat? Ultimii patru prim-miniștri, și asta explic mai mult ca să înțelegem, ultimii patru prim-miniștri, nu, cei mai recenți patru prim-miniștri, că nu sunt... Deci șapte au fost toți. De la Ciorbea încoace. Că nu sunt toți. Deci Ciorbea, Vasile Sărescu și Adrian Năstase au avut două modele. Ciorbea și Vasile au venit pe un grad foarte înalt de încredere a publicului și au consumat, au avut un credit de la public și au consumat-o foarte rapid. Isărescu a venit pe un spirit public oarecum întrebător, confuz, precaut, a crescut până la 66% în iulie 2000 și apoi celebra declarație a domnului Constantinescu l-a retrimis de intrare în cursa electorală, pe care probabil domnul Mugur Isărescu n-a planificat-o, l-a trimis undeva către marginea clasamentului. Adrian Năstase și guvernul Adrian Năstase au venit pe cea mai redusă
cotă. Cotă de încredere pe care noi am văzut-o ca oameni care ne ocupăm de măsurare și uneori am vrea să facem și profeții. Cea mai redusă cotă care a existat vreodată în cei 5 ani de zile în istoria celor 4 prim-miniștri. Și a făcut și a avut de fapt de câștigat suportul public. Acest sondaj și altele și ale noastre arată că l-a câștigat. Și s-ar putea să fie primul ministru, primul prim-ministru din ultimii patru. Întâiul prim-ministru. Întâiul prim-ministru din ultimii patru, care termină primul an mai bine decât a început. Primul an de guvernare mai bine decât a început. De ce? Nu uitați niște diferențe. Numai o secundă. De ce se întâmplă asta? Asta e deja o discuție întreagă. Odată cu sprijinul public în creștere pentru Adrian Năstase, a crescut și sprijinul public pentru guvern și pentru parlament. Și a scăzut sprijinul public, în acest sondaj nu este, pentru armată. Noi aveam această ierarhie care a rămas nemișcată de 6-7 ani, cu biserica, armata și după aia noi doi. Domnul Tucă. Mass media. Nu, mass media e pe locul 3. În ansamblu. Și urma, pormă, președinte sau parlament sau prim-ministru și așa mai departe. Acum, armata e interesant, pentru că tot ați vorbit de premierul Năstase. Pregătiți întrebarea de la pagina numărul 9. Conform Constituției României, o persoană poate fi președinte doar de două ori decât Ion Iliescu. Doar de două ori, deci Ion Iliescu nu mai poate fi ales președinte. Se spune că să nu mai voteze pe Iliescu. Să nu mai răspundă că Ion Iliescu ar putea fi președinte. În aceste condiții, dumneavoastră, cu cine veți vota pentru președinte? Și aici ați pregătit placa. Aici, pe locul întâi, Adrian Năstase, 40%. După aceea, 16% Corneliu Vadim Tudor. Teodor Strolojan, 14%. Traian Băsescu, 13%. Și, mă rog, altul 15,1%. Domnule Paller, ați vrut să-l întrerupeți pe domnul Lin Teodorescu. Pentru a sublinia o diferență care, după părerea mea, nu poate fi neglijată în niciun fel între 2001 și 1996-97. Deși guvernul Ciorbea și Constantinescu s-au bucurat aproape de aceeași grație timp de un an de zile. Iertați-mă, doar o secundă. Pe ecran, telespectatorii pot vedea ce s-ar întâmpla dacă Ion Iliescu ar candida din nou, sau, mă rog, dacă ar vota, dacă ar fi votat. În continuare, Ion Iliescu s-ar fi pe primul loc 31%. Vă rog. Dar nemulțumirile de astăzi, lehamita de astăzi, nu mai seamănă cu nemulțumirile și cu lehamita de acum 4 ani. De ce, spun? Pentru prima dată astăzi, românii nu mai au niciun fel de punct de sprijin pentru speranțele lor politice de așteptare. Pentru prima dată, orizontul acum este închis. Un orizont de plumb. Până în 96 exista speranța schimbării, speranța alternanței la putere, speranța că va veni fosta opoziție, fosta putere, care a, mă rog, făcut așa ca cea mai schimbării. Așa este. După, mă rog, ce ne-am lămurit cu schimbarea, mă rog, atunci a existat PDSR-ul ca ofertă de viitor, ca speranță, ca punct de sprijin. Oamenii au uitat cam cum au arătat guvernările dinainte de 96 și au investit din nou speranțe în PDSR. Astăzi însă nu mai există niciun fel de orizont de așteptare. De altfel vedeți și... Nu există o alternativă la PDSR. Nimic. Practic, democrația românească la ora asta este, după părerea mea, un moft. O ficțiune. De ce spun asta? Pentru că democrație înseamnă nu un joc politic, o luptă politică, o luptă a ofertelor politice. Ce oferte politice există? Nu există opoziție. Nu există opoziție. Există o opoziție care steaună din când în când, care, mă rog, face mai mult sau mai puțin cât poate și ea, gălăgie de asta, fiind mai degrabă caricaturală.
nu mai e nici măcar ornamentală. Și pe baza acestor argumente, credeți că PSD-ul de acum și guvernul Năstase a crescut? Mai mult. Notați și altceva. Vă rog. Strada arată cu totul altfel astăzi decât a arătat înainte. Cândva, de pildă, amintiți-vă, prin anii 94-95, opoziția în Parlament era foarte slabă, decorativă și atunci. Dar strada era foarte puternică. Dar strada era foarte puternică și opoziția de atunci simțea presiunea străzii în spatele ei. Astăzi strada a amuțit. Strada, mă rog, amenință acum prin sindicate să se miște, dar nu prea cred eu că va face ceva. Nici nu există niciun fel de perspectivă. Dacă te uiți, de pildă, la cum arată partidele din opoziție, îți dai seama că, practic, germenii unor speranțe nu prea se văd. Țărăniștii s-au făcut de râs. Nu mai reprezintă nici măcar o paragină politică la ora asta. Ciorbea, da, poate un ultimul sondaj, dacă duminica viitoare, iertați-mă, nu intră în Parlament. Ar avea loc alegeri parlamentare, cu ce partid sau alianță politică? Nu intră în Parlament. Da, PNCCD 2,6%, da. APR 1,7%, PNL 10%. APR-ul e un cadavru politic. Și nimic altceva. PSD-ul adunat cu celelalte partide și cu PDSR. Iar liberalii nu au 54%. Șanse să crească, după părerea mea, pentru că nu sunt convingători. Liberalii sunt prea înglodați în afacerile personale pentru a fi credibil ca niște politicieni care se interesează foarte serios de, mă rog, de dramele, de problemele României. Încât nu prea se vede în momentul de față niciun fel de posibilitate de a crește ceva în opoziție. Mă rog, se agită povestea asta cu PNL-ul, care vrea să fuzioneze cu APR-ul. Ce înseamnă asta? Nu înseamnă nimic. Nu va duce la niciun fel de pol al dreptei. Practic, democrația românească, eu am asemănată cu o căruță care are o singură roată, roata stângă, butucanoasă, așa, voluminoasă, mari, da? Și pe partea dreaptă un ciot de osie. Nici măcar roată nu e acum. Da. Haideți să vedem ce spune și domnul Alin Teodorescu despre toate. Păi am plecat de la sondaj, am ajuns la analiza peisajului politic de astăzi. Asta e, că prezentăm între timp pe micul ecran și rezultatele. În esență, ce spune domnul Paler e de fapt este consecința unui raționament care pleacă de la sondaj, vede că PSD-ul și... Și în sondajul ăsta și PDSR-ul și aliații, că mulți nu știu despre schimbarea denumirii, ajunge la 54,1%. Da, e perfect consonant cu ce au și celelalte două institute care au făcut studii în aceeași perioadă. Practic se adeverește ceea ce a spus dumneavoastră mai devreme. Votul care s-a dat astăzi pentru PSD ar fi mai mare decât acela pe care l-a obținut la alegerile din 2000. Nu e un vot, e o apreciere. O apreciere, mă rog. Apreciere, nu e un vot. Da. Așa este. De la apreciere la vot. E distanță. În sondajele noastre e apreciată vizita de 4 ore a lui Năstase în Canada? Da. Nu, noi n-am măsurat așa ceva. Pentru aici este apreciat. Aici e partea ciudată pe care eu personal n-aș fi pus-o niciodată în sondaj. Evenimentul politic nu se măsoară. Deci asta e o regulă internă. Știți ce mi se pare mie bizar? Vă să zic că sunt atâția români care n-au aflat încă că PSDR a fuzionat cu PDSR și a dat PSD. Da. În schimb, iată, domnule, știu de cele 4 ore petrecute de Năstase în Canada și au și apreciere în legătură cu asta. Consideră că a fost un succes. Vizitele au fost prezentate pe televiziune. Televiziunile fac în medie 14-15 milioane de telespectatori pe zi. Televiziunile noastre demonstrează, mă scuzați că spun asta, fără antenă. De ce? Nu puteți să spuneți. Așa, televiziunile noastre demonstrează că PDSR, mă rog, PSD a învățat ceva totuși din guvernările anterioare. A învățat să manipuleze presa. Cum anume? Păi, de pildă, vreți să vă dau un exemplu? Vă rog. Bine. Vă dau un exemplu, nu de la o televiziune particulară, decât, deși pot să vă dau.
Nu, dați-mi un exemplu. Cum s-a schimbat, de pildă, ProTV dintr-o dată a devenit... Nu, dați-mi un exemplu... Din televiziunea națională, din televiziunea, așa, în general, fără să spuneți. Dumneavoastră dați exemplu de televiziune? Da, da. Nu. De, cum a învățat PSD-ul? Ce înseamnă pentru dumneavoastră asta? În sensul următor, cum a declarat de altfel PDSR, a priceput după ce a gustat așa din cenușa înfrângerii în 96, ce rol important joacă presa în lupta electorală. A mărturisit chiar Năstase treaba. Absolut. Dâncu nu e întâmplător acolo ministrul informațiilor. Și prezența lui Dâncu, inclusiv în sondaj. Dacă e să ne luăm după imaginea pe care o are Vasile Dâncu, guvernul are mai mult de pierdut, domnule Pădă. Dar eu cred că se exagerează cu Vasile Dâncu. Un om nu poate să cosmetizeze imaginea pierde unui Dâncu, guvern. Pierde Dâncu, câștigă Năstase. Nu, pentru că e vorba de guvern, e vorba de Adrian Năstase. Este părerea mea. Eu nu cred că Vasile Dâncu, un singur om, cu puțini oameni pe care are în aparatul ăsta, poate să cosmetizeze, să schimbe tot în România despre Adrian Năstase sau despre guvernul Năstase. Se dă o luptă acum aprigă pentru imagine. E adevărat. Cu multe subtilități. Dar toate partidele luptă pentru imagine. Cum luptă alte partide, să nu mai vorbim. Pentru că am vorbit de Adrian Năstase. E o întrebare foarte interesantă. Dacă ar trebui să votați un candidat la președinție dintre puncte și dumneavoastră cu care ați vota. Și sunt aici mai multe variante. Adrian Năstase și Teodor Stolojan. Adrian Năstase 50%, Teodor Stolojan 30%. Adrian Năstase, Traian Băsescu. Adrian Năstase 46%, Traian Băsescu 31%. Traian Băsescu, Corneliu Vadin Tudor, fără Adrian Năstase. Traian Băsescu 53%, Corneliu Vadin Tudor 18%. Adrian Năstase și cu Corneliu Vadin Tudor. Adrian Năstase 60%, Corneliu Vadin Tudor. Pe vreunul din contracandidații lui Năstase, îl vedeți dumneavoastră la televizor măcar o dată pe săptămână? Pe cine? Pe care dintre ei? Dintre persoanele pe care le-ați amintit ca fiind oponenții lui Adrian Năstase. Năstase e la fel de mediatizat. Pe domnul Băsescu-l mai vedem? Mai rar. Domnul Stolojan nu are o funcție pe care să-l aducă în atenția. În schimb, Adrian Năstase e la fel de des arătat la televizor și la fel de des pomenit ca Bin Laden. De ce? Nu, e mai mult decât Bin Laden. Mai mult, da? Domnul Tudorescu, de ce a arătat foarte mult la televizor și în presă, de ce e prezent Adrian Năstase? Eu refuz să cred că vreuna dintre televiziuni merg până acolo, face cumva jocul lui Adrian Năstase. Deci am auzit vorba asta. Am auzit teoria asta. Chiar nu credeți? Nu. Și vă spun 100% cum. Eu urmăresc telejurnalele. Poate ar fi mici nuanțe, însă vă spun, în momentul... Dar haideți să se pare tot. E încurajată, termin numai o frază asta, e încurajată această tendință triumfalistă pe care vrea să o imprime actualul guvern. Această tendință super optimistă. Deci am mai auzit teoria asta că televiziunile, mass media, au datorii la stat și din cauza asta s-au supus presiunii și manipulării politice. Nu toate, unele. Unele. Unele, la când dai 6-7 televiziuni, unele înseamnă 5 din 7. Am mai auzit teoria că presa scrisă, din cauza asta are mari datorii la stat, n-a recuperat banii de la Rodipet și din cauza asta s-a supus manipulării pe care o face guvernul și în special domnul Dâncu. Eu vă spun ce știu. Deci, dacă m-ați pune să spun ce nu știu, am stat toată noaptea aici, dar vă spun ce știu. Dâncu, care este un sociolog foarte estimabil, are foarte puțină influență în transmiterea știrilor și informațiilor către mass media și către elita care are acces la internet. Asta este. Da. În guvernul actual, dacă ne-am luat după prestația Ministerului Informațiilor Publice, cred că așa se numește, cu balamucul ăsta de la Rompres, cu alte câteva gafe, că de terorism e vină, devină da, mass media. Nu am spus că n-a fost declarația asta, dar mă rog. Dacă ne-am luat după aceste fapte pe care le-am văzut în ultimele luni, în public,
am spune că Ministerul Informațiilor Publice mai mult greșește, gafează decât creează. Fluxul de știri despre activitatea guvernului vine la o persoană care are 50 de kilograme cu pantofi cu tot și care este numai inimă și care conduce DAIS-ul. Nu-i dau numele, că mi-a interzis să-i dau numele, Departamentul de Analiză Instituțională și Socială. Dimineața deschizi computerul și găsești 20 de știri. Este guvernul cel mai transparent pe care un om care scrie sau analizează situația l-a putut vedea în ultimii 12 ani sau 11 ani în România. Dimineața găsești toate știrile despre ce s-a întâmplat în ședință de guvern, la teleconferința cu prefecții, ce a făcut doamna Puvac, câte capitole de negociere s-au deschis cu, sau s-au închis sau s-au trântit, că nu știu toți termenii. Ce-au făcut, da? Care este ultimul comunicat al statisticii? Care sunt principalele idei care au fost ridicate la o ședință de guvern care a ținut 4 ore sau 5 ore și așa mai departe. Acest flux de informații este așa de puternic, este așa de bogat, încât mass media trebuie în mod natural să le preia. Mai există o instituție a statului care într-un mod șocant, surprinzător, eu nu credeam că mai apuc vremea asta, credeam că ies la pensie și nu mai apuc vremea asta. Camera Deputaților face același lucru. Dacă vă duceți pe site-ul Camerei Deputaților, nu numai că vedeți cum arată proiectul legii bugetului, dar vedeți câte amendamente s-au făcut, cine l-a făcut, cine a făcut acel amendament, cum s-a discutat în Comisia de Buget Finanțe, care a fost reacția celorlalți din comisie și ești complet informat. Aici e vorba de un flux de știri, de informații. Și atunci mass media a preluat... Manipularea nu se face așa. Domnul Paler, în meseria mea manipularea înseamnă dezinformare. Aici este informare. Te informează. Eu aș spune că sunt ultimul care să apăr ce se întâmplă în guvernul Eu acesta. Eu sunt un cititor zilnic de presă și fac zilnic această experiență. Iau un ziar și știu dinainte ce anume va spune. Mai mult, dacă aș fi, să zicem, Dâncu. Nu sunt din fericire. Așa. Săracul Dâncu a făcut un sondaj și acum e îngurat. Și m-aș duce la primul ministru. Și aș spune primului ministru, domnule prim-ministru, știi ce zic eu? Nu schimbați pe Hagiculea de la televiziune. E mai obedient unul care căruia e frică de faptul că va fi schimbat decât unul care îl putem să-l punem noi și care va vrea să arate că este țeapăn, independent. Așa se face manipularea. Ne oprim puțin. E foarte interesant și discuția va deveni și mai interesantă pe măsură ce vom arăta telespectatorilor celelalte rezultatele sondajului. Publicitate, ne întoarcem imediat. You feel them before you hear them. You hear them before you see them. Well, I saw hundreds of wild horses being held captive in government feedlots in northern Nevada. I saw a sadness in the eyes of those horses, a dejection, and it made me angry. I grew up with wild horses and owe them for a great deal of joy. I had a feeling that maybe I was the guy who should do something about it. I had no money. I just had to really talk my way into buying this place. A lot of good people helped. They believed in my dream. Building this sanctuary has given me a sense of freedom and a sense of being worthwhile. And I hope people will continue this project long after I am part of the prairie. Whatever your journey, keep walking. Continuăm emisiunea din această seară, invitații mei Octavian Paler și Alin Teodorescu. V-am prezentat puțin mai devreme și îi rog pe colegii mei să mai prezinte încă o dată. Dacă ar trebui să votați un candidat la președinție, dintre era vorba de acel sondaj în care Adrian Năstase s-ar bătea cu Teodor Stolojan, cu Corneliu Vadin Tudor și cu Traian Băsescu. Și la fel un sondaj fără Adrian Năstase. Credeți că au vreo relevanță sondajele astea, domnule? Asta e o întrebare tipică pentru 4-5 săptămâni înainte de data alegerilor prezidențiale,
când se face o anumită modelare sau, hai să spunem, o prognoză pentru turul 2. Deci în asemenea situație, pur și simplu nu are relevanță. Este o întrebare spectaculoasă, vă uitați la ea, interesantă, dar nu are relevanță, nu poți să-i dai o bază științifică acum. De altfel, întrebările despre intenția de vot în perioadele interelectorale au funcția de a stabili nivelul, banda de credibilitate a partidului respectiv, pentru că între intenția de vot și votul efectiv este cale lungă, intervine ceva cu totul special și anume campanie. Înțeles. Care este acțiunea guvernului de care sunteți cel mai nemulțumit? Iată un sondaj, o întrebare interesantă, o întrebare la care cei intervievați au răspuns niciuna, 3%, toate 4%, veniturile 8%, deci nemulțumiți de venituri 8%, șomajul 6%, retrocedările 3%, protecția socială 3%, privatizarea 2%, corupția 4%, pensiile 16%, deci cei mai nemulțumiți sunt oamenii de pensii, pensionarii, impozitele 3%, totuși impozitele sunt nemulțumiți, oamenii trăind în măsură doar de 3%, într-o țară în care impozitele sunt foarte mari. Pentru că întrebările sunt foarte vagi, pentru că atunci când vine la persoana care e intervievat, mă rog, cel care face chestionarul, omul uită. Dacă întrebările ar fi exact. Creșterea prețurilor 14%. Deci pensii, creșterea prețurilor. O citim în... Întrebarea a fost deschisă. Da. Dacă a fost deschisă, înseamnă că n-a fost o listă de răspunsuri tipărită în chestionar. Dacă n-a fost o listă de răspunsuri tipărită în chestionar, omul spune ce îl doare pe el imediat. Da. Și de fapt aici este, o să aveți o parte din ceea ce se numește agenda publică. Și acum să citim datele. Creșterea prețului, 14%. Aceștia sunt salariații bugetari. Da. Impozitele, 3%. Cine sunt preocupați de impozite? Cine este preocupat de impozite în România, domnul Tucă? Întreprinzătorul. Câți întreprinzători sunt? 240.000. Câți reprezintă din 270.000? Cât reprezintă din forța de muncă activă? 3%. Da, impozitele aici sunt și pentru un... Impozitele, ca proprietar de impozitele, de firmă. CSS-ul, nu mai o iau de la început. Toată lumea suportă această fiscalitate excesivă. Pensiile, 16%. Câți pensionari avem în populația 18 și peste? 20%. Deci acolo suntem. Da. Mai avem privatizarea 2%, probabil că au fost protecția socială, retrocedările 3%. Dacă sunt 60.000 de cereri de retrocedare în toată țara, așa cum se pare că ar fi, la diferite instituții, la primării, la APAPS, în fine, la Ministerul de Finanțe, unde au trebuit depuse retrocedările, înseamnă că suntem aproximativ la 3% din capii de familie. Exact, 7 milioane capi de familie. 3% înseamnă 60.000. Deci cam 3%. Șomajul, 6%. Cât e șomajul acum? 8%. Suntem aici. Deci aceasta reprezintă o listă de agendă publică. Bun, haideți să vedem care este acțiunea guvernului, să vedem și reversul acestei întrebări. Care este acțiunea guvernului de care sunteți cel mai mulțumit? Aici e foarte interesant că primul răspuns este alta, 40%. Da. Ce înseamnă asta? Poate să, uitați, dacă tot întrebare deschisă și atunci omul a putut să spun, domne, nu mai e algoritm, nu mai e scandal, nu mai sunt urlete, nu mai sunt țepe, nu mai sunt bancuri, nu mai sunt mineri pe stradă, nu mai sunt, era să spun una acum, electronici la agricultură, ceva, omul a spus ce a avut de spus. Și pe urmă ce urmează după care este acțiunea guvernului care este cel mai mulțumit? Alta, 40%, niciuna, 15%. Mă rog, nu-i mulțumit de nimic. Toate, 1%, retrocedările, 2%. Nu sunt mulțumiți. Ba da, sunt mulțumiți. Care este acțiunea guvernului? Da, de legea 10. Retrocedările, 2%, politica externă, 8%, da. Lupta contra corupției, 7%, asta au spus, e tot întrebare deschisă? Da. Adică au spus că sunt mulțumiți de că lupta contra legea corupției. 10, legea 10, de care se vorbește de 4 ani. Privatizarea 9%, foarte mulțumit de integrarea în UE și NATO, da, și mai ales 11% dacă... și recalcularea pensiilor. Ce să spun? Poftiți? Dacă să dau vizele, o să fie și mai mult. Vă rog, domnul Paler.
Asta se, iar un exemplu de întrebări, după părerea mea, fie inutile, fie tendențioase. No, a întreba omul, de pildă, dacă vrei să intre România în NATO... Nu, asta e răspunsul lor. Domnul Pali, vă întrerup numai o secundă. Da. Inutile, asta nu știm. Tendențioase vine de la tendință care înseamnă că să ai o teză politică. Păi să vă spun de ce. Dar sunt... Adevărul există, numai minciuna se inventează. Da. Unele din aceste întrebări, așa cum a spus și imediat după ce a început domnul Paller, unele le-aș fi pus cu totul altfel. Adică dovedesc că... Adică ce se întâmplă? E mai puțină... Nu e limpede, de pildă, că România beneficiază acum, așa cred eu cel puțin, de niște consecințe pozitive ale evenimentelor de la 11 septembrie. America s-a schimbat pe plan extern. Prin bunăvoința marilor puteri. America, fiind mai vulnerabilă acum, și-a schimbat din multe puncte de vedere optica. Și, mă rog, e posibil ca și noi să beneficiem de asta. A pune, de pildă, atitudinea României în povestea asta cu Afganistan sau cu terorismul... Vin acum întrebările cu Afganistan. În beneficiu guvernului Năstase, mi se pare cam deplasat. De ce? Pentru că, în primul rând, nu avea ce face altceva România decât să se pronunțe împotriva terorismului, nu avea altceva de făcut decât să fie alături de lumea civilizată, de America. Populația a cerut să fie neutră, mai degrabă. Să fie, guvernul ăsta să fie neutru. Față de Afganistan. Față de Afganistan, actul terorist. Adică, o să vedem acum. E limpede că românii vor vrea NATO, vor vrea în continuare Uniunea Europeană, și dacă îi întrebi ce părere au despre șansele României de a accede la NATO sau în Uniunea Europeană, vor spune sigur că da. Și vor aprecia în consecință politica externă a guvernului. Dar asta nu înseamnă, după părerea mea, a da un certificat de calitate gestiunii guvernamentale. Dacă ne gândim bine, ce se întâmplă, de fapt, în această perioadă? Nu? Mizeria a crescut în loc să scadă, corupția a crescut în loc să scadă, orizontul nostru a devenit din ce în ce mai închis, în loc să se lumineze, nimic nu merge spre bine. Nu avem niciun... Da, nu vă uitați lunga mine. Eu în genere... Domnul Paller, dumneavoastră, știți... Eu în genere sunt socotit un sceptic, nu? Un pesimist. Sceptic e puțin spus, adică. Așa. Critic sângeros. Bun, dar eu vă întreb următorul lucru. Ați luat sabia și tăiați stigma și dreptul, da. Eu vă întreb următorul lucru. De 11 ani, ce se întâmplă în România, este așa o combustie pentru optimism? Stați puțin, că îmi place. Da. De suntem de 3 generații aici. Domnul Marius Tucă, cel mai tânăr. Eu sunt la mijloc. Dumneavoastră mi-a spus înainte să intrăm în misiune, vai ce tânăr ești, sunt negru de invidie. Unde naiba tânăr că am 50 de ani? Așa, suntem 3 generații aici. Domnul Paller, ori de câte ori auzi... Eu sunt dincolo de ultima generație. Dumneavoastră... Să-ți zic-o de ultima generație și aparține secolului trecut. Vreau să vă... Categoric, eu nu glumesc, eu trăiesc ilegal în secolul 21. De fapt, știu și ar trebui foarte mult să citească acest ultimul roman al noastră, care este extraordinar, vă rog. Și are, domnul Paller, aici o fac o paranteză înainte să mă năpustesc asupra domniei sale, fac o paranteză, este intelectualul tipic român, deci care are un spirit critic extraordinar de dezvoltat. Acest spirit critic este, îl citești cu plăcere, deci... mai ales în zilele când nu-ți merge bine, când trebuie să plătești TVA-ul, impozitul pe profit. Te răcorește, așa îl citești, așa de două zi dimineața când trebuie să te duci la muncă, trebuie să ți-l scoți din cap, că înseamnă că faci accident de mașină, îți bați nevasta, îți bați copilul, adică e o nenorocire întreagă. Un spirit cioranian, însă cu mult mai mult umor, a spune eu la domnul Paller decât la Cioran. Acum mă nepostez pe dumneavoastră, pregătiți-vă. Aștept. Domnul Paller, când aud vorba asta,
în ultimii 11 ani este o nenorocire, n-avem motive pentru o combustie optimistă, mi se ridică părul în cap cu tot fixativul. Ia pe care mi-l-am. Ia faceți dumneavoastră demonstrații contrară. Păi uitați-vă cu ce compar eu. Eu compar cu octombrie 1989. Mâncare nu era nicăieri. Iar ne pregăteam de... Ce faceți? Octombrie 89 nu era. Octombrie 1989. Da, 89, nu 99. 99 lăsați. Era ăsta, așa, Radu 89, Vasile la putere. Ghear. Tacâmuri. Da, tacâmuri. Și creveți. N-aveam pașaport. Aveam un singur post de televiziune, aveam un singur, care dădea două ore pe zi același program. Ne uitam cu toții la bulgari. Dacă nu erai securist, n-aveai nicio șansă să cumperi niște cafea sau niște țigări. Ne pregăteam de Congresul 14, nu venea nimeni la Congresul 14, în afară de Yasser Arafat și probabil Acâm, Cadâr, Belacâr, nu știu cine, era o revistă, țin minte că era mereu citit, publicată în Scânteia, Le Matin de Sahara. Să numea, era Le Matin sus și de Sahara mic, așa, noi credeam că e Le Matin, nu adevărat, el era Le Matin de Sahara, care spune. N-aveam nicio șansă să călătorim în străinătate, eu până la 40 de ani, până la Revoluție, n-am călătorit în străinătate, dacă nu pune străinătatea, 6 ore cât mi-am cumpărat un aspirator la ruse, știți? Păi, dar ruse nu era în străinătate. N-aveam nicio șansă să citim cărțile, revistele, să avem calculatoare, să avem internet, să vedem oameni, să circulăm. N-am fi avut nicio șansă să stăm astăzi amândoi de vorbă cu domnul Marius Tucă, nu mai știe ce să fac aici, așteptându-vă pe dumneavoastră să vă înăputească. Da? Deci, ce s-a întâmplat în ultimii 11 ani a fost sub nivelul nostru de aspirație. Noi am vrut mult mai mult. Și dacă vă aduceți aminte ce discutam noi doi în ianuarie, februarie, martie 90 la GDS, noi am vrut mult mai mult și am așteptat mult mai mult de la noi înșine și de la ce s-a întâmplat în jurul nostru. S-a mers mai greu și mai în zigzag decât am crezut. Dar este o democrație. Într-adevăr. Ce este? O democrație. Democrație, mă rog. Respectiv, conducătorii sunt aleși prin vot. Și votul nu e falsificat. Este un început. Stai, de... grav de tot asta. Că nu e falsificat? Nu. Ar trebui... Sunt aleși prin vot. Că sunt aleși. Păi da, trebuie să se alege cu pistolul, din doi în doi, așa. Avem libertate de circulație, suntem săraci. Asta sună ca o virtute, asta, da. Că suntem săraci. Să vă spun de ce sună ca o virtute. Dacă am fi avut petrol, de exemplu, să zicem că în loc... Țară, spus. Da. Noi producem 6 milioane de tone de petrol. Dacă am fi produs 60 de milioane de tone de petrol, probabil că acum Ceaușescu era încă la putere. Pentru că putea să distribuie bogăția aceasta nemuncită, că e nemuncită, e bazată pe prețul petrolului la Londra. O putea distribui în mod egal ca să aibă ce se numește pace socială. Singurul lucru îmi place din spiritul dumneavoastră critic când spuneți atunci că nu avem motive pentru combustie optimistă. Nemulțumirea față de situația existentă, spiritul critic. Numai că știți foarte bine, că la fel de bine ca și mine, și asta este într-una din primele dumneavoastră cărți, nu știu dacă pot să citez exact pagina, Viața pe un peron, sau una din cărțile dumneavoastră, că spiritul critic este numai primul pas pentru autoconstrucția de sine. Mai trebuie ceva. Mai trebuie și sistemul de acțiune. Acum avem un sistem de acțiune, ăsta care al guvernului, care îl avem în momentul de față, noi l-am ales. Că puteam să, tot aici eram, când era să-l alegem pe celălalt, condus de Corneliu Vadim Tudor, care probabil că ne-ar fi scos la mitinguri de bucurie pe stadioane, după atacul asupra celor două turnuri din New York. Asta ni s-ar fi întâmplat, că n-aveam, altceva nu pot să-mi imaginez. Noi l-am ales, nu e scandal politic în țară, s-ar putea să fie corupție și sunt de acord cu dumneavoastră că democrația nu înseamnă că a eliminat corupția, să merge totuși într-o anumită mai aveți direcție. Lista lungă? Da. Să merge într-o direcție relativ bună, cu o viteză încetă. Spre mică. Ce? Spre nicăieri? Spre Europa, spre creșterea
Domnul Pădăr, haideți, năpustiți-vă, că nu mai suport. În primul rând, domnul Alin Teodorescu a comis un fals. Eu nu m-am gândit nicio clipă să compar dezamăgirile actuale cu iluziile dinainte de 89. Păi a spus că în ultimul 11 ani. Dați-o o clipă, vorbesc de 11 ani eu, nu de 12 sau de 13. Adică nicio clipă n-am făcut referire, zicem, ca nostalgic, ce mă bănuiesc dumneavoastră probabil, deci cu ghearele, cu frigul, deși frig e și acum, cu frica, deși frică e și acum, era frică politică, acum e frică economică, dar eu m-am gândit la altceva, la ce exista ca valoare în noi, în psihologia noastră, în credințele noastre, în idealurile noastre, în ianuarie 90 și ce este astăzi. Eu comparație fac cu ianuarie 90 sau cu decembrie 89, nu cu perioada dinainte. Deși, dacă e să împingem comparația, am putea spune și următorul lucru. Da, alege prin vot, dar clasa politică de astăzi vi se pare mai bună decât clasa politică dinainte de 89? E cam la fel, e după părerea mea. Mulțimi intersectate se numește matematica, adică unii sunt comuni. Mă rog, în fine, dar eu vă atrag atenția asupra unor lucruri. Ce am pierdut în acești 11 ani, vreau să spun, față de ianuarie 90. Credeam în libertate atunci. Idealizam libertatea. Consideram că libertatea este paradiziac. Astăzi, noi resimțim libertatea ca pe o povară. Cel puțin eu o resimt așa. Libertatea noastră arată urât. Asta am descoperit noi. Libertatea noastră e murdară, libertatea noastră este plină de borfași, plină de mincinoși, plină de samsar, plină de excroși și așa mai departe. Au profitat de libertate derbedeii, au profitat de libertate demagogii, delinvenții și așa mai departe. Doi, democrație, spuneți dumneavoastră. Asta e democrație? E o ficțiune, să zicem așa, în cel mai bun caz. Dacă asta e democrație, înseamnă că democrația arată și ea urât, la fel ca libertatea. Ziceți că trăim așa, putem să călătorim. Câți pot să călătorească? 3 milioane jumătate. Ziceți, a zis următorul lucru și a spus ceva foarte inexact. Că ne bucurăm astăzi de cultură. Dimpotrivă, domnule Teodorescu, România a intrat în acești 11 ani într-o fază postculturală. Vă rog să amintiți că tirajele cărților s-au prăbușit, avem astăzi... Domnul Tocă, mă lăsați, nu? Că eu... Da, eu... să-ți termine de năpustit, da, domnul Pădăr. Încă nu termin, până când terminați dumneavoastră emisiunea. am multe de spus pe treaba asta, pentru că... Păi haideți să lăsăm să răspundă la asta, vă rog. Nu libertatea e ce avem astăzi? Avem vacanța mare de la televizor, avem vulgaritate, avem chici, avem manele. Poți să vă treci. De ce vă uitați, domnule, la televizor? Mă uit din ce în ce mai puțin. Păi, asta este... Nu am vrut să vă sugerez mai mult decât atât. Deci, nu libertatea e murdară. Realitatea noastră era murdară oricum. Nu, modul cum trăim noi. Domnul Pălăr, când cineva, o ziaristă americană m-a dus prima dată în februarie 90, n-am să uit niciodată momentul acela, ziua aceea, și din cauza asta o să vă explicați anumite acțiuni publice. Credeam în capitalism atunci. Poate dumneavoastră, eu îl studiam pe Marx și știam ce știam capitalism. Cu capitalism. Mă rog, credeam că America este o, așa, un țară a tuturor făgăduințelor, Eldorado. Inventarul iluziilor. Că păi, dacă facem inventarul iluziilor, știți ce spunea Cioran? Că l-ați pomenit înainte. În ianuarie 90, că toate iluziile au devenit pentru români posibile. Da. Toate s-au infirmat. Eu mă bucur că am trăit în perioada aceea. Deci nu libertatea e murdară și seacă și plină de borfa și de... Realitatea noastră era așa. Și singurul lucru pe care ne l-a dat libertatea ne-a deschis ochii și ne-a arătat cum arătăm.
Pentru că aici în, vă dau dreptate. În februarie 90, o ziaristă americană căruia îi făcea în teoria familiei românești, domne, românul și iubește familia, copilul. Face... copiii, dă-i zvântă m-a dus, și omoră, m-a dus la un orfelinat care era în centru Bucureștiului, la 300 de metri de intrarea pe strada unde locuia Ceaușescu. Și eu ce am văzut acolo, vă explic anumite acțiuni publice pe care am făcut în ultimul an. Eu nu pot să uit ce am văzut acolo. Realitatea noastră era așa, să știți. Acum, al doilea lucru, de acord. S-a prăbușit cultura. Unde s-a prăbușit cultura, domnul Paler? Știți câte titluri se publicau în anul 1989 în România? 3.000. Știți câte s-au publicat în 2000? Vă că nu știți. Nu, 12.000. Stați puțin. 12.000, de 4 ori mai multe titluri. O să spuneți că Sandra Brown. Sigur, că se publică Sandra Brown, că asta se cumpără. Îmi pare rău, ce să fac? Asta e situația. Asta cumpără omul. Nu, chiar nu știți că românii citesc din ce în ce mai puțin? Nu e adevărat. Vai, citesc din ce în ce mai mult. Știți cât... Ce citesc? Cărți? Reviste, ziare. Ce cărți citesc? Asta nu mai știu. Păi da, dacă nu știți, atunci de ce vorbiți? Păi da, eu vorbesc de cantități, eu nu vorbesc de calități. Dacă eu vă spun, de pildă, că o carte în ianuarie 90 se tipărea în România cu 90.000 de exemplare și se vindea în 24 de ore, da. Pe sub tejdea. În 90. În 90, da. 90. Și în 89 și înainte. Amai, chiar n-ați trăit timpul când se făceau cozlă în fața librăriilor? Pentru că erau 5.000 tiraje. Pentru că nu e adevărat. Sunteți în culpă aici. Pentru că în timpul regimului comunist, cultura era subversivă pentru oameni. Oamenii aveau nevoie de cultură ca un da, fel de mod de a respira. Scriitorii acum erau numai... idoli. Erau idoli. Scriitorii nu mai sunt idoli. În 89 s-au publicat 40 de milioane de exemplare de cărți, în 2000 100 de milioane de cărți. De două ori și jumătate. Cantitatea însă, într-adevăr, sunt de acord cu dumneavoastră. Calitatea. Cantitatea nu compensează calitatea, asta e adevărat. Dar v-ați uitat vreodată la lista traducerilor în ultimii 10 ani? E uluitor ce s-a tradus în ultimii 10 ani. O să spunem, s-a tradus prost. E adevărat, s-a tradus prost. Că n-am avut o... Dialogul ăsta, de fapt, bătălia asta între, nu neapărat între două generații, ci între două spirite. Nu, pentru că eu sunt optimist pe structură. Nu, e în totală neconștiință de cauză. Nu, domnul Tudorescu este un spirit pragmatic, lucrează cu cifre. Bine, este sociolog. Și despre pragmatism. Bine, nu știu dacă există ceva despre care să nu aveți o părere proastă ca să continui. Nu, nu. Nu aveți o părere bună despre pragmatism? Deci, pragma înseamnă în limba greacă acțiune. Exact. Vedeți cum începe domnul Tudorescu. Limba greacă, că nu de la greci vine pragmatismul, vine de la americani. Există pragmatismul? Da, o filozofie a pragmatismului care înseamnă... Nu e etimologia cuvântului, vorbește de... Care înseamnă că nu e adevărat decât ceea ce este util și avantajos. Asta este filozofia. Utilitarismul și e bine din Anglia. Vă rog, luați un dicționar și citiți. Să văd dacă găsesc. Poate caut unul publicat înainte de 89, poate. Domnul Pălăr, știți ce trăim noi astăzi? Noi trăim diferența din ce am crezut că va fi România și din ceea ce este, părerea mea. Diferența dintre ce am crezut că suntem în stare să facem noi și din ceea ce am făcut. Și cred că se poate vorbi și la particular. Mai avem vreo 20 de tabele. Mai dăm tabelele? Acum, iar să renunțăm la tabelele? Nu, dar era cu legea statutului maghiarilor, era cu războiul, vă rog. Știți, iluziile din anul 90, că toată lumea ne-a îndăruit de fapt... Cred că sunteți singurul om pe care l-am întâlnit eu, cel puțin în ultimii ani, care e în stare să nu observe, pentru că despre asta este vorba, că România a intrat, de fapt, într-o fază de societate post-culturală. Și că asta se întâmplă, cum să spun eu, și ca un fel de... Aveți niște fotografii? Uitați, se face târgul de carte de la București, în mai. Da. Și mă duc și eu cu soția, ca oamenii, să nu să cumpărăm cărți, că e salariu mic, să cunosc câțiva editori, să ne dea gratis. Mi se pare corect, nu? Și încerc la etajul 4, încerc să trec dintr-un sector în altul,
la locul unde la Teatrul Național, da, nu se putea, era o mare de oameni acolo. Nu am putut să trec cu soția dintr-o parte în alta, a trebuit să o colim pe la etajul 4, ne-am dus pe sus. De ce? Filmul de carte era o idilă. Pentru că domnul Paler își lansa ultima carte și era atâta lume acolo să-i cumpere cartea și să ia autografe, că eu n-am putut să trec de drumul. Ce-a făcut? Dar nu jucați corect, nu jucați fair play. Deci dumneavoastră... Cu cifrele nu pot să joc corect. Cu amintirile despre cărțile domnului Paler nu pot să joc corect. Dumneavoastră l-ați demascat pe domnul Paler acum, că era în mijlocul unei mari, de unei mulțimi de oameni. Câți erau acolo, domnul Paler? 150? 200? Vă bucurați de libertate, domnul Paler. Și de democrație, ce faceți? Vă durea mâna, eu când am vorbit cu dumneavoastră la 3:30, la 2 ore după lansarea cărții, domne, bine, să-ți dau și ție un autograf, să dea și mie un autograf acolo. Și, dar domnul durea mâna de câte cărți semnase. Eu sunt din altă generație, eu cred că realitatea... Dumneavoastră nu mai citesc deloc, dumneavoastră. Nu, am zis că sunt din altă generație, nu neapărat că nu citesc deloc. Citiți dumneavoastră foarte mult. Nu? Eu cred că adevărul, sau hai să nu zic adevărul, că e ceva aproape absolut. Eu cred că realitatea stă undeva la mijloc. Stă undeva între realitatea... Nu e la mijloc deloc, e de partea mea. Eu nu vreau să vă împac și nu spun de asta. Chiar cred ceea ce spun. Eu cred că realitatea stă undeva între pragmatismul de care vorbea domnul Alin Teodorescu, pragmatism dat de cifre, în câte cărți se vând, câte posturi de televiziune și, să spunem, pesimismul dumneavoastră, domnule Paler. Păi dacă se tipăresc cărți în câteva sute de exemplare, 1000 de exemplare este... Și în Franța se întâmplă la fel. Dar nu-mi dați exemple de tipul ăsta. Dar ce exemple vreți să vă dau? Nu, aduceți aminte că în România se tipăreau cărți în sute de mii de exemplare. Pentru că era comunism și a spus chiar dumneavoastră literatura și scriitorii... Chiar în 90, în 91, de pildă, erau tiraje de... 10 de mii da, de pentru exemplare. Că oamenii cumpărau cărțile pe care pentru nu puteau să le cumpere până în 89. Pentru că încă din ierție mai citeau. Nu. Pe de o parte și pe de altă parte, oamenii cumpărau cărțile pe care nu putuseră să le cumpere până la urmă. Asta e adevărat. Bun, haideți să ne oprim pentru publicitate și continuăm discuția noastră. O să încercăm să mai dăm ceva și din sondaj. Publicitate. Pantene are pentru tine noua colecție Extra Volume. Acum poți avea cu până la 80% mai mult volum. Cu noua colecție Violet, Pantene Extra Volume. Pantene Pro-V, pentru părul sănătos pe care îl iubești. I made a mistake in 1994. 4 years later, I chose to take another penalty. How many people watching believed I could do it, I'll never know. Is that I believed. Dacă vrei să fii un învingător, ai nevoie de o îngrijire specială. Noul Nivea For Men Aftershave Balsam pentru o piele irezistibil de fină. Nivea For Men, îngrijirea de care au nevoie bărbații. Marei domne! Monșer, lasă porcul! Asta e noua Flacăra? Merită! Flacăra, o revistă de peste 7 metri.
S-a dat startul în raliul cumpărăturilor. Vino între 1 noiembrie și 29 decembrie la București Mall. Cumpără orice în valoare de minim 300.000 de lei și poți câștiga un Mitsubishi Karisma sau unul din cele 12 premii de peste 400 de milioane de lei de la Gima Superstore. Câștigă tu raliul cumpărăturilor la București Mall. București Mall! Revista Capital îți oferă acum 2002 premii în campania Mă abonez și câștig. Marile premii de la Toyota România. Pune pasiunea în mișcare cu Toyota Avensis și sfidează logica într-o Toyota Yaris. Toyota, te regăsești în tot ce facem. Carduri maestro oferite de HVB România. Asigurări obligatorii de răspundere civilă auto oferite de Arda. Vouchere pentru produse electronice marca Samsung. Aparate foto oferite de Fujifilm. Seturi cosmetice oferite de Nivea. Abonamente la Libertatea. Abonează-te până în 10 decembrie. Detalii în Capital. Ai făcut curățenie generală? Oh, nu, am folosit doar Domestos peste tot. Unde e mașinuța mea? Pe pardoseală, în vasul de toaletă, în toată baia, în cadă, chiar și în bucătărie. Aha, aici era! Cu Domestos, casa ta e la fel de curată ca după curățenia generală. După năpustirile succesive, atât din partea domnului Padre, cât și din partea domnului Alin Teodorescu, năpustiri care au făcut tot farmecul emisiunii în această seară, ne mai ocupăm puțin de sondaj spre finalul emisiunii, mai avem câteva întrebări. Prima cu care începem și rog pe cei doi invitați ai mei să comenteze pe scurt. Credeți că Statele Unite au făcut bine sau rău că au pornit acest război? Vedeți că stă prost la gramatică domnul Dâncu sau cine sunt. Da, credeți că Statele Unite au... Nu mai. Credeți că Statele Unite au făcut bine sau rău că au pornit acest război? 55% spun că au făcut bine, 45% dintre români, 45% spun că au făcut rău. Domnule Paller? Normal. Eu înțeleg pe cei 55% pentru că America nu avea altă soluție decât să pornească acest război. Care credeți că ar trebui să fie poziția României cu privire la acest război? Să rămână neutră, să nu intervină niciun fel. 51%. Asta cu neutralitatea sugerează altceva. Să fie de partea SUA 48%. Că da? Românii nu prea au agreat bombardamentele și nu prea le agrează. Domnule Teodorescu? S-a văzut și în 99. Bombardarea Serbiei, s-a văzut că publicul român a fost de acord cu o intervenție violentă asupra unui stat suveran și independent, dar în cazul Afganistanului era imposibil să pare, noi nu știam prea multe atunci, în 11 septembrie, cine s-a ocupat de Afganistan în 11 septembrie, se pare că altă soluție nu era. Da, credeți că vizita lui Adrian Stase în Marea Britanie, Canada, Statele Unite a fost un eșec sau un succes? Marea Britanie 93% un succes, Canada 95%, Statele Unite 93%. Despre asta nu vreau să... Păi tot succese am avut și la început, când au mers prima oară Ciorbea și Constantinescu în America, tot succese au fost și atunci. Domnul Teodorescu. Vă spun, sunt câteva întrebări în sondajul ăsta care nu i-aș fi lăsat nici pe studenții de anul întâi să le pună într-un chestionar. Credeți că românii vor primi dreptul la libera circulație? Asta nu mai... M-aș da 56%, 23% spun că nu. După părerea dumneavoastră, România trebuie să semneze tratatul cu Rusia? 52% spun da, 17% nu, 31% nu știu, nu răspund. Eu înțeleg pe cei 52%. Cred că, mai ales acum, se vede foarte limpede că Rusia revine puternic pe plan mondial și nu se poate face abstracție de ea.
a nu avea un tratat cu Rusia este, după părerea mea, spre paguba României și România nu cred că are niciun fel de interes. Da, problema este alta aici. Cum se negociază acest tratat? Pentru că, după părerea mea, guvernul Năstase a făcut așa, un fel de sofisme ieftine legate de pactul Ribbentrop-Molotov și de tezaur. Domnul Tudorescu. Nu ne putem permite să ne avem tratat cu Rusia. Pactul Ribbentrop-Molotov, știu ce știe orice om care citește ceva în țara asta. Tezaurul, în afara domeniului meu de competență. În orice caz, noi avem o problemă economică și nu numai politică în relațiile cu Rusia. Deci importăm de 1,5 miliarde de dolari, exportăm de câteva sute de milioane. Care dintre următoarele obiective credeți că este cel mai important pentru România în momentul de față? Integrarea în Uniunea Europeană 33%, integrarea în NATO 30%, eliminarea vizelor 18%, altul 6%. Și ultima întrebare pe care aș dori să o comentați în această seară. Dumneavoastră personal, cât timp ați fi dispus să acceptați sacrificii pentru reformă? Un an, 31% spun că deloc. N-ar fi dispus, 31 dintre cei intervievați spun că n-ar fi deloc dispuși să accepte sacrificiul pentru reformă. Alții spun un an, 24%, 6 luni, 7%, 3 luni, 7%, mai mulți ani, 19%. Nu știu cât de sincer sunt cei care zic că ar accepta ani mulți să se facă sacrificii. Adevărul e că așa că am făcut demagogie multă pe tema asta a sacrificiilor. Amintiți-vă clasicul cuvânt al lui Constantinescu de la instalarea, de la instalarea lui, da, din noaptea, spunea că în România gata, s-a terminat cu generațiile de sacrificii. La o cuvântare euforică, așa. Da, din păcate se prevede că vă mai fi nevoie de sacrificii. Domnule Tudorescu. Cum am spus, anumite întrebări nu le-aș fi pus pentru că deja... Nici asta. Unde nu vreți să răspundeți, spuneți că nu ați fi pus întrebare. Nu vă supărați. Ce înseamnă cuvântul... Nu mă supăr, să știți. Ce înseamnă cuvântul reformă? Reformă? Da. Ceva care se întinde pe pâine. Poftim. Asta au răspuns oamenii că nu sunt de acord să întindă pe pâine ceva. Da. Și un ultim sondaj, media venit în seara asta, n-are nicio legătură cu sondajul Metro Media. Populația fostelor țări socialiste este din ce în ce mai nemulțumită de democrație. Îi dă mare dreptate aici și o să jubileze domnul Pală. Media celor, media celor nemulțumiți de democrație și de sistemul politic din țările foste socialiste a crescut în 2001 la 48% față de nivelul de 36% înregistrat în urmă cu 3 ani. Au declarat joi reprezentanții Institutului de Cercetare a Pieței GFK. E important institutul, da? Da. Așa. Directorul institutului a declarat că o cincime dintre cetățenii unguri intervievați au declarat că așteptările lor nu s-au îndeplinit și a adăugat că, potrivit estimărilor specialiștilor, media nemulțumiților va depăși până la alegerile de anul viitor nivelul de 50%. Sunteți mulțumit, domnule Pală? Nu. Conform ultimelor studii, un sfert din populația Ungariei este dezamăgită de democrație. O grupare mai mică, dar cu tendințe de creștere, este reprezentată de persoane care s-au înstrăinat de ideile democrației, iar grupul celor care sprijină sistemul democratic a înregistrat o tendință descrescătoare. 52% dintre subiecții unguri, cifră similară celei din România, se declară mulțumiți într-o măsură mai mare sau mai mică de democrație și de actualul sistem politic. 48% sunt nemulțumiți. În timp ce în Slovenia, care tocmai ne bătu la fotbal, această cifră ajunge la 69%. Cu 44% dintre subiecți convinși de democrație, Ungaria se află pe un loc fruntaș în regiune. Mai multe persoane convinse existând numai în Croația, România și Cehia. Deci în România, culmea, sunt mai puțini, sunt mai mulți convinși de democrație decât în Ungaria. Păi știți de ce? De ce? Explicația o găsiți în Iorga. Iorga zicea că nu există popor mai ușor de condus decât poporul român. S-a dovedit după 89 că nu e chiar așa. Și are dreptate. De ce are dreptate Iorga? Pentru că foarte mulți români seamănă cu domnul Alin Teodorescu. Adică, oricât ar fi de rău, să fie din ce în ce mai rău, tot trebuie să vorbim despre optimism.
Nivelul de 26% de dezamăgiți înregistrați în Ungaria este la rândul său foarte mare. Potrivit studiilor, 69 dintre maghiari consideră democrația cel mai avantajos sistem, ceea ce înseamnă o percepție publică pozitivă față de celelalte regiuni. Acest indice este în Croația 70%, în Austria 90%, Ungaria este urmată de România, Cehia, Slovacia. Majoritatea populațiilor fostelor țări socialiste sunt în concluzie nemulțumite de schimbarea de regim. Cea mai bună situație este cea din Ungaria și Cehia, 21-25%, respectiv România și Slovenia, 22%. Să ne întoarcem unde am fost. Ne întoarcem unde am fost. Bun, pentru ultima dată în această seară, publicitate. Dacă vrei prospețime, te poți bucura în orice moment al zilei. De dimineață și până seara. Nivea Deo Spray. Îngrijire eficientă pentru întreaga zi. E atât de greu să ai un păr sănătos, strălucitor? Nu, doar o picătură de organic cu esențe naturale poate fi de ajuns. Eu l-am încercat și se vede. Încearcă și tu noul organic la pliculeț cu esențe naturale. Încearcă noul cappuccino de la Elite. Descoperă în fiecare plic tot ceea ce ți-ai dorit vreodată de la un cappuccino adevărat. Elite Cappuccino, gustul care te răsfață. Relaxare, liniște, refacere. O vacanță cum îți place. 10 zile de tratament cu doar 799.000 de lei. Prin Turism pentru Sănătate. Un program social inițiat de guvernul Adrian Năstase. Solo uno Sherry. Si chiama Angelli. Primul fier de călcat dotat cu unicul sistem Gareța Soulplate. Creat să mângâie hainele. Atingerea lui Azur 4000 face să dispară orice cută, iar hainele sunt din nou ca noi. Vă așteaptă o alegere de milioane. Electrocasnice Philips. Detalii în magazine. Volvo știe de ce aveți nevoie. Și atunci vă oferă gratuit la S și V40 un pachet de dotări opționale în valoare de 1800 de dolari. Dă-ți ceasul înainte. La Antena 1 vine ora de râs. În fiecare sâmbătă de la 8 la 9 seara ai Divertis. Fii atent, ascultați aici la mine. Strada Divertis, număr 1. Sâmbăta, înțeles, orele 20. Înțeles, pe Antena 1. Înțeles, o să fie explozie de râs. Și în plus, Conex dă prețurile înapoi. Înțeles? Grăbește-te, e o super ofertă. Înțeles? Nu subestima puterea negrului intens. Primul specialist al culorilor închise. Bona Black. Negrul rămâne negru. Da. Domnilor, nu rămâne decât să vă mulțumesc pentru participare în această seară. Punem punct aici emisiunii noastre. Ne vedem din nou luni la aceeași oră. Până atunci, țineți aproape.